A făcăieni din județul Ialomița se seamără vânt, dar nu se culege furtună, ci bani. Mulți bani. Agricultura nu dă roade în zonă din cauza vijelilor frecvente care distrug periodic culturile, iar localnicii câștigă acum de pe urma vântului. Al doilea, cel mai mare parc eolian din România, rotunjește veniturile celor care dețin pământuri în zonă. Mai mult, producătorii de energie eoliană sponsorizează școlile și grădinițele din comună. Afacerea din comuna Făcăieni merge în funcție de cum bate vântul. Mai multe studii au arătat că zona are un adevărat potențial pentru a produce energie verde. O energie inepuizabilă, gratuită și care nu poluează. Studiile pe care noi le-am făcut și pe baza cărora am realizat investițiile în 2008, 2010 și până în ultimii ani au fost făcute pe o perioadă de 2 ani consecutivă. Au arătat că există o constanță acolo unde s-au făcut investițiile și o viteză a vântului care depășește 6 metri pe secundă, ceea ce este ok dacă vântul bate mai tare și dacă vom menține legislația predictibilă și stabilă, atunci sigur că vor fi și investiții noi. Dezvoltarea unui proiect eolian este un proces de durată. Dacă vrei să faci o dezvoltare corectă, asta implică studii de mediu, implică studii geologice. Un parc eolian poate produce într-o zi bună aproape un sfert din energia consumată în România într-o zi. În miezul iernii au fost și momente de 35-40% din acoperirea consumului de energie. În România există 80 de parcuri eoliene, în Ialomița, Dobrogea, zona Moldovei și Banat. Alte câteva sute de proiecte sunt puse în așteptare de către autorități. În momentul de față, România are un mix energetic care cuprinde 25% de energie produsă din cărbune și o energie scumpă și poluantă și care nu e optimizată pentru sistemul energetic național. Centrul țării și nordul Moldovei sunt printre zonele neexploatate, în care nu există nici în plan măcar construirea de parcuri eoliene.